spun așa, într-o meditație. Da, un subiect, vedem ce se întâmplă zilele astea, apare așa un film, adică este îngrozitor să poți să cumperi droguri fără să te întrebe nimeni nimic, pentru copii, da? Și vedem la ce s-a ajuns în Parlament. Cum este, pe de-o parte, e îngrozitor să poți să cumperi, Doamne ferește, dulciuri cu droguri pentru copii. Pe de altă parte, eu cred că trebuie să lămurească odată pentru totdeauna cum e cu posibilitatea de a se folosi anumite substanțe în scop medical. Trebuie să se lămurească lucrul acesta pentru că există mult prea multe discuții pe rețele de socializare care ar putea să fie... Eu până nu aud niște medici că afirmă clar că e adevărat, refuz să accept că pot să fie astfel de dezbateri în spațiul public. Apoi, mi se pare grav că am ajuns să discutăm despre faptul că ar putea ca aleși ai noștri, da, în Parlamentul României să consume droguri. Președintele, da, interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, spunea și el că nu crede că toți parlamentarii ar trece acest test și că sunt suspiciuni legate de un parlamentar. Vă dați seama că acești oameni decid în ceea ce privește viitorul nostru? Ei decid soarta noastră, fac legi pe care noi toți trebuie să le respectăm și pe urmă există această bănuială cum că unii dintre ei ar putea să consume substanțe care să le producă o stare halucinogenă, da? Adică putem să avem eu cred că dacă există cea mai mică suspiciune și este testat un astfel de parlamentar, el automat trebuie să-și piardă mandatul. Automat. Pe de altă parte, mi se pare cumva ciudat că domnul George Simion, președintele AUR, spune că da, m-am dus, m-am testat, în loc să fie șocat și să spună e inadmisibil să credem că un parlamentar ar putea să se drogheze. Lui se pare normal că ar putea să existe astfel de parlamentari. Așa cum domniei sale îi se pare normal, ceea ce mi se pare mie total absurd, să ia bani sau să ceară bani pentru a da audiențe. Știți discuția mai veche, da? Să ceară bani pentru a da audiențe. Păi un parlamentar e obligat să dea audiențe oricui. Oricui are o problemă, o neclaritate. Nu să te gândești că ai putea să primești bani de la cei care te-au votat ca să te întâlnești cu ei. Sunt niște lucruri total nea locul lor și sunt niște absurdități care încep să pară normale. Anormalul devine normal în România, ceea ce este inadmisibil. Nu mi se pare normal să se întâmple așa ceva, pentru că din cauza aceasta toată lumea își pierde încrederea în clasa politică. Și nu toți politicienii sunt la fel și nu toți politicienii trebuie să fie în aceeași oală introduși. De aceea trebuie să începem să facem distinție clară între ceea ce promite și spune un anumit lider politic și un anumit partid și ceea ce face și spune un alt partid. Să începem clar să facem diferențieri între toate mesajele pe care le dau partidele politice, pentru că altfel e extrem de grav. Lumea își pierde încrederea în politicieni, lumea se dă la o parte, zice nu mai vreau să am de-a face cu oameni de genul ăsta. Rămâneți alături de noi pentru că avem acum o informație de ultimă.